Începe turul în Superliga de rugby. În prima etapă, RCM Timișoara primește replica lui CSM București. Deși întâlnește o adversară mai slab cotată, Chester Williams nu va mai repeta experimentul din meciul cu Poli Iași, când a amenajat mai mulți titulari. Nu vom face asta duminică. Avem nevoie de toate punctele, dar mai ales avem nevoie de o pregătire reală și de consistență pentru meciul cu Dinamo. După meciul tur, trei jucători ai RCM-ului s-au ales cu suspendări din cauza actelor de indisciplină. Pe teren, Timișoara a administrat cea mai categorică înfrângere a CSM-ului, 48-7. Noi sigur ne dorim același lucru, exceptând fazele de bătăi și de indisciplină. Cu siguranță vom fi echipa mai disciplinată. RCM Timișoara, CSM București se joacă duminică de la ora 10.